Dar a fost neregulamentară, iar Eric se pregătește să execute această lovitură liberă. A marcat ultimul gol al meciului cu Dinamo în prima etapă. A fost un șut de la distanță. La meciul cu numărul 201 în Liga 1. Eric de Oliveira, 60 de goluri marcate all-time. Se concentrează brazilianul Eric. Eric și Aioani respinge. Rămâne Viitorul sus. Eric greșește însă pasa. Excelentă parada lui Marian Aioani. Fază dificilă pentru Chindia, trecută cu bine însă de formația lui Viorel Moldovan. Viorel Moldovan, cel care a revenit ca antrenor în Liga 1 după o pauză de 9 ani. Ultima sa experiență la cel mai înalt nivel în fotbalul românesc a fost la Sportul Studențesc în sezonul 2010-2011. Noi am revăzut și mai revedem execuția lui Eric de Oliveira din lovitură liberă și parada portarului Aioani. Între timp, faza, jocul s-a mutat la poarta lui Tordai. Neicuțescu cu execuție interesantă. Iată această diagonală, preluare pe piept și dintr-un unghi închis Neicuțescu.